respectă. Ajunsesem la discuția prinsă, apropo de modul în care România știe să facă business, știe să gestioneze crize și așa mai departe. E clar că nu prea știm. Dacă până și președintele a recunoscut într-un moment de stranie sinceritate că statul român a eșuat, adică el, ca reprezentant al statului român, a spus chestia asta... A externalizat responsabilitatea. N-a recunoscut că el este un eșuat. Ar cam trebui să ne facem bagajele și să nu știu ce să facem. Dar ne-am săturat să plecăm de aici. Dar nu mai poți să te duci nici în Australia, nu mai poți să te duci nici în Noua Zeelandă. Eu nu vreau să plec din țara mea. Am zis-o, să ajungem să emigrăm în Ungaria. Dar, rămăsesem în punctul în care vorbeam de partea asta care urmează, de iarna asta grea, vorbeați de ziariști. Nu știu, vă opriți să răz la... Deci eu am în safe două liste, așa. Pe vremea când am candidat, am anunțat că o să candidez la primărie în partea domnului Voiculescu. A doua zi pe birou, lucram pe vremea la o companie mare de cosmetice, am avut lista. Da, tarifele. Tariful pe păi între 200... Oameni pe care da, păi vă spun eu, tarifele. Păi vă spun eu tarifele. Dar nu se poate. Între 200 și 400 de euro știrea, 800-1000 articolul și 2000 de euro delete adversarul. Ăsta e tarifa. Nu, erau mai ieri. Erau mai subțiri pe vremea. Erau 2004, da. Era mai. Da. Deci, s-a ajuns la aceste scoruri naționale. Da. Da. Da, se întâmplă și la case mai mari. Am văzut în Franța. Am văzut în Anglia, am văzut în Germania, dar acolo se întâmplă la un alt nivel. La noi e mizerabil. Nu, acolo declară, ziarele, televiziunile declară pe cine sprijină în campaniile electorale. Țineți minte ce au făcut francezii atunci cu fregatele de la Constanța? Da, la alt nivel, nu? La noi este mizerabil. Uite-i pe ăștia de apărură. Am eu un prieten. La ce te referi? Ăștia ne-au apărut acum, domne, că au fost plătiți de Alde Orban. Da? Domne, cum să-l plătești? M-am râs de a muri când am ăsta. Domne, cum să-l plătești, domne, pe Oreste? Ce să facă, domne, la pase, incantații? Ce să facă? Da? Domne, 7.000 de euro pe lună. Ce dracu să-ți facă unul ca Oreste, domne? Că ăla numai când apare Murders. Domne, Cartianu. Cartianu, nu știu, 2-3.000 de euro și ăla... Cât? Vă 3.000 de euro pe lună. Lunar? Da, domne, lunar. Da. Domne, Oana Stănciulescu, domne, care dacă te prindeți freacă ridichea, zici că e Alina Mungiu clonată cu Nicușor Dan și cu Bulai. Da, pe lovera, domne. Domne, și tâmpiți. Eu înțeleg, domne, că ea ar lua bani și de la dracu. Dar sunt și proști. Domne, banii sunt de la... Dom'le, pe ăștia i-au găsit, i-au găbjit aia de la autoritatea electorală permanentă. Pentru că prin aia se face finanțarea partidelor. Și partidele trebuie să se justifice. Și partidele se justifică, domne, periodic la autoritatea electorală permanentă. I-au drept de control. Da, și e logic. Și i-au găsit pe ăștia. Da. I-au găsit pe ăștia. Ceva activități de lobby sau... Nu există lobby în România. Înjurat adversarii, domne. Apărea, nu, Cartianu și spunea Câțu este un nenorocit, Iohannis este un nenorocit. Adică înjura la cum cine zicea Orban săptămâna aia, înjura pe ăla. Asta fac la Dan Bucura, de la chiar îmi pare. Mă rog, nu știu povestea foarte bine, să o investighez, de-aia nu aș A apărut, da. O dezvoltăm, pentru că nu cunosc toate detaliile. Toate partidele, iertați-mă, mă. Domnule, toate partidele au obicei ăsta. La mine a venit un fost ministru să-mi propună o combinație de genul ăsta. Și zic, bă, băiatule, dacă vrei să-mi propui un job, eu mai îmi iau încă un job. Bă, dar mie nu-mi zice că nu trebuie să afle nici Dan Adroni, nu trebuie să știe nimeni. Nu, domne, eu aș mai vrea încă un job de care să știe toată lumea, domne. Nu, ei ce au zis? Îi dăm lui Curea o sumă lunară? Nu mă interesează, domne, nici o sumă lunară. Că dacă mai am nevoie de o sumă lunară, eu mai iau încă un job, că mulțumesc Dumnezeu, încă sunt capabil. Vă place de doamna Turcană, de la ea ați învățat asta. Ce? Second job. Da, am băgat la cap, mi-a zis madame Turcană și am băgat la cap. Toată ziua o urmăriți. Da, stau cu Geana pe ea, când iese de la Chanel. Nu, deci încă o dată vă spun, am pierdut încrederea în autorități. După ce afli chestii de genul ăsta, pentru mine... Când m-am uitat la lista aia în 2004, da, cum, da? Știind niște oameni, da. Crezând despre ei, da. Deci eu în momentul ăla mi s-a făcut o scârbă față de presă, având aceeași scârbă, după ce am fost în America,
Am avut o bursă fulbea 6 luni și mi s-au dărâmat toate. Am sărutat pământul pe care bunica mea, a fost cetățean american, mi-a zis, ea nu s-a mai întors, să sărut pământul. Am fost și în momentul în care am văzut că este cea mai groaznică cenzură a presei. 1993-94, nu acum. Acum bănuiesc că e și mai rău cu că ăștia online. Evident că da? Este mult mai rău, da. E și mai rău. Deci eu am nebunit. Și m-am sculat în ședință că de asta nu m-ai mai chemat niciodată. Că ăștia bursierii Fulbright să mi mai cheamă. Pe mine nu m-a mai chemat nici. M-am sculat și am zis, păi voi sunteți cretini. Ce-ați făcut, mă, cu țara asta? Voi, ce-ați făcut cu părinții fondatori? Deci voi sunteți marxiști. Deci era 1994. De atunci, da, da. Era la Madison, Wisconsin, m-am dus la Washington și am făcut pe ăla de la Banca Mondială de ticălos, de criminal, de nu știu ce. Nu m-am mai chemat niciodată. Păi, mi se pare normal. Păi, normal. Dar băi, da. Le-am spus, băi, vreau să distrugă sistemul de educație din Europa. Mircea Coșa, revin la el. Și asta fac. Asta revin la el și apropo de situația în care ne aflăm. Noi am fi putut să trăim fără grijă cu oarecare acoperire din resurse interne, dar am acceptat imediat să închidem capacitățile pe cărbune. Nu am negociat ca să le mai ținem încă 15-20 de ani și încet, încet să ne dezvoltăm alte forme de energie. Energia atomică bate pasul pe loc de 30 de ani. Statele Unite nu ne-au dat voie să facem cu China parteneriat și au promis că vor face ei, dar n-au făcut nimic. Cu China nu facem. Cu China. Energia hidro este și ea în cădere, pentru că normele UE nu prea mai dau voie la amenajări hidrologice și atunci noi suntem într-o situație în care avem resurse, dar importăm. Pe cărbune. Nu, pe cărbune. Germania, după ce a închis centralele nucleare, a dat drumul la cărbune. A dat drumul la cărbune. Și a crescut poluarea. Deci la noi este pământ de flori față de ce se întâmplă în Germania. Și ei urlă la polonezi, da? Poluarea în Germania a crescut fantastic, pentru că nu au avut nicio altă șansă. România stă bine. România stă bine. Dar în condițiile în care tu pui la nucleare electrică în Consiliul de Administrație specialiști, pui la Ceoltenia specialiști, care e rolul Consiliului de Administrație? Cum că scriu acum un articol pentru săptămâna viitoare, când îi aud pe ăștia. Vrem miniștri specialiști. De unde, tată? De unde? Nu, s-au consumat pe vremea convenției. Nu, există specialiști. Aia 15.000. 15.000 aia. Sau, aia da. 12.000. Nu, 15.000. Nu, s-au dus la groapă odată cu PNţCD-ul. Dar, încă o dată eu vă spun, tu, câte duplicitate vrem specialiști, tehnocrați, oameni da. Care să ne salveze? Păi, dar tu ai trimis în Consiliul de Administrație care... Fetițe deci, și băieței. Care e rolul unui Consiliu de Administrație? Cum să-ți vină cu idei, să-ți vină cu... Dar nu, să-ți vină deci cu oportunități, să-ți vină cu... La companie unde am lucrat eu, da? Consiliul de Administrație era format din foști directori, general, finanțiști, oameni grei, 60-65 de ani care au ieșit... Păi, veneau cu idei, care veneau cu idei și cu relații. Și care când vreau tâmpit de ăsta, că mai erau tineri, de multinaționale, ăștia urcă sus, da? Și venea la cu o idee, băieții ziceau... Liniștea. Stop, băiete, că nu se poate, că dacă tu faci asta, se întâmplă asta. Boul ăla care avea 35 de ani și 3 ani mai după bonusuri, nu se gândea. Ăsta e rolul Consiliului de Administrație. Am vrut eu să-mi depun dosarul la un consiliu de mine, la Tarom, că eu mă pricep la zborul, la de-astea. În mod normal ar trebui să fie un concurs de dosare și te duci acolo și dai. Așa se întâmplă în străinătate. Așa se întâmplă la bănci, la fabrici. Nu aduci toți tâmpiții. Nu, pe bune, acum, e clar că suntem într-o zonă, în Twilight Zone, de mult. Dar... Dom'le, spaima mea știi care este, dragul? Asta vreau să te... Care, cum vezi situația în perioada imediat următoare? Foarte serios la faptul că ăștia suntem. Și că asta e tot. Asta e povestea noastră. Atât putem, ăștia suntem. Și la revedere. Din ciclu atât s-a putut. Mie mi-e spaimă că și dacă te uiți istoria noastră de vreo 2000 de ani, că, dom'le, ăștia suntem. Adică eu mă și gândesc... Totuși, nația asta nu e... Hai să nu mai vorbim o parte dintre noi, de parcă am fi făcut Massachusetts Institute of Technology, și ei, la alții, parcă ar fi făcut liceul agricol ca Cioloș. Sunt de acord. Doamne, ăștia suntem. Sau, mă rog, masa critică. Matematic, dacă te uiți așa. Dar păi, matematic eu vă dau un exemplu. E Pareto. E Pareto, 80-20. Eu nu mă pricep la cosmetici. Am avut o companie pe care era pe un sistem. 100.000 de oameni au avut în conducere. De la săpători leșanțuri, până la polițiști, până la naftă, profesori universitari, cântăreți, tot ce vrei, da? Eu am reușit pe oamenii ăia
Să-i puneți la treabă, da, să-i știu, treabă, asta da, omul sfințește locul. Pușcă, da. Fără să am pușcă, fără să nu știu ce, dar, deci, nu că nu se poate. Deci, în, și oamenii ăia, așa, eu am plecat de acolo de 2010 eu, și încă supraviețuiesc. Eu vă contrazic cu respect, masa critică, tonul este dat de ăștia suntem, să nu zic eu cum. Că pe aici, pe acolo, îți mai apare câte unul, îți apare câte unul, dar și-o face pe-a lui. Și se izolează și face cum spune doamna soară. Și își alege vreo 10-20 pe lângă el, cu care face treabă. De ce nu se treabă. Poate de ce, într-un partid? Eu tot asta aștept. Cine se mai bagă în partid de doamna soară după ce au omorât DNA-ul tot ce înseamnă? Nouă, 200 de oameni în sistem fotbal, piramidal. Cine se mai bagă? Nu se 200, bagă nimeni. Domnul Curea, 200 de... Bineînțeles, cu sprijinul serviciilor. Dar și în servicii, acolo aia trebuie. Aia se recrutați de mult, liniștiți-vă. Dar nu se poate. Ba, se poate. Am eu elevi care nu poate, sunt, da, care da, gândesc. Întrebați-i care... pe la ce burse au fost și vă prindeți după. Au, da, în cel mai bun caz au venit agenți de influență. A, da. Ce dracu. Dar nu, asta vreau să vă spun. Pot să iei. Dacă stai de vorbă. Nu ai de unde. Nu, eu nu cred. Nu există problema și care soluție? Fără soluție. Nu avem. Bă, domnul Curea, nu vrea nimeni în matematică, să facă dacă revoluția ipoteza acum este corectă, ai soluție optimă. Păi dumneavoastră plecați de la ipoteza că ai cu cine? E incorrectă. Nu știu, eu știu. Noi, în politică, toată lumea zice, domnule, ce-i cu ăștia? Ei din management, din rândul managerilor. Un liberal, un liberal bătrân, domnul Curea, zice, pe vremea mea, se bătea pentru șefia partidului Crin Antonescu cu Popescu Tăricianu. Sau Valeriu Stoica. Sau... Exact. Acum se bate ăștia cu părul vopsit, ăștia doi. Dom'le, oamenii serioși nu vor să mai audă de politică. Dom'le, după ce DNA-ul a nenorocit tot ce a putut, politicieni, patron media, oameni de afaceri, domne, tot ce era românesc să se ducă dracului ca să lasă teren arat să vină șmecherii de afară. Domne, oamenii și le fac pale lor și stau cu minții acolo. Da, nu se mai poate. Nu-ți mai intră, asta e o gândire primitivă pe termen scurt. Din istorie reiese clar că după câțiva ani, care, dacă nu cunoști teoria vaselor comunicate sau asta cu supapele, e o prostie. La un moment dat, lucrurile vor exploda. N-ai cum să le gestionezi da, în felul ăsta. Nu explodează. Da, da. Dar se lege praf, se întorc împotriva lor. Și Lucia Ușescu se întorc împotriva în lor. Toate realitățile astea. Nu, se întorc împotriva lor. Nu o să mai poate gestiona situația. Nu se mai au cară, cum. Mă. Să no. cară. Păi se cară, dar... Să cară, mă. Ia uitați-vă la ăștia dar politicieni. Să politicieni de care n-am mai auzit de 15-20 de ani. Deci eu m-am întrebat întotdeauna, unde e Halaic? 11, bă, dar domnul Berceanu? Ăștia sunt 11, domnul Berceanu, nu, dar domnul Berceanu, ile 6. Da. Domnul Berceanu s-a retras la timp, domnul Berceanu are o... Domnul Berceanu avea o casă superbă în insulele Canare. În insulele Canare, greșesc, da. Nimic. Deci, să aibă, Curea, sigur că da. Domnul dar, Curea, doamne, n-am nicio... Să aibă, eu le și doresc. Da, să facă ceva pentru țară. Da, să facă și da, ceva, că eu nici pe mine nu trebuie să fii tâmpit, domne, ca la un deștept, domne, plan, se cer să facă gratis. Planurile lor de viitor, care sunt, domnule? Care sunt? Domnule, uitați-vă la președintele țării, domnule. Mm-hmm. Părinții lui, sunt plecați în Germania. Cetățeni germani, care au renunțat la cetățenia. Și el n-a vrut. Păi n-a vrut că avea treabă. I-au zis, mai stai-mă un pic și o să vii și tu, dar mai încolo. Pierd proprietăți în Miami cu... Tu nu își termină mandatele. La revedere, domnule, vreau să credeți că se mai calcă în țară după aia. Ce leagă pe el de țara și asta? Eu cred că este. Ce treabă are el cu țara asta, domnule? Mândra nu, mândra, domnule, vrea să se plimbe. Domnule, se vede pe fața lui, domnule. Lui e scârbă de român, domnule. Nu știu, era primarul, stau și mă gândesc sunt perfect de acord sau nu cu ce zice domnul Curea. Era primarul Sibiu și îl invita un neam de-al meu, un văr de-al meu, care era și el comandant de regiment la școala militară de la Sibiu. De la Sibiu. Domnule, și ăștia au mândrie, îl invitau la 1 decembrie să defileze și ei. Nu venea, domnule, niciodată. Nu îl interesează. Domnule, îl vedeți pe ăsta emoționându-se în fața steagului, domnule? Da. Îl vedeți pe ăsta dându-i lacrimile, de domnule, la soldatul necunoscut? Singura secvență care, mă rog... A generat o simpatie pe vremea aia foarte mare, momentul în care, știți bine, l-a aflat la o reuniune... Aia cu steagul. La reuniunea a ungurilor, a secuilor din, în România, ar fi refuzat să deci, salute să steagul Mădălin, respectiv. Eu nu sunt de pe motiv că e totuși președintele României. Radivoievici m-a chemat. Eu, sedie de noi, mama, de la... Dar... Când cântă imnul național sau când e o chestie de genul ăsta. Se vede pe tine dacă ai vreo treabă sau nu. Ce deci, să mai...
Ți se urcă nodul în gât. Da. Și când e o chestie care și vezi. Și chestia aia când pui, să pui mâna pe inimă, bă, măi, fraților, o pui într-un anumit... Eu nu l-am votat niciodată. Mai niște părinți? Măi, dar nu acum pe bune. Dom'le, există niște părinți care renunță la cetățenie română și eu cetățenie germană. Tu e cam ce educație poate românească au putut să dea părinții ăia nu tânărului ce... Vlăstar? Nu pot porni neapărat pe logica asta, deși cumva există o predispoziție, să zice. Curea. Dar pe de altă parte putea să fie o excepție și un om responsabil. Nu este empatic. Asta îi se reproșează. Deci eu am lucrat în multinaționale. Păi, ce s-a văzut și după Constanța? Șeful, se vede. Deci se vede când șeful are. Deci are o emoție, șef în România, da. Și nu interesa de câți bani se scoate de aici. Și erau și ăia care veneau și erau interesat ce ar putea să facă ca să scoată profit mai mare, dar protejând oamenii. Exact. Îi vezi. Eu asta de la le reproșesc că nu înțeleg că totul se va întoarce împotriva lor. Nu, pe el doar în cot. Văd. Mai are 3 ani. 3 ani și la revedere. 3 ani și la revedere. Nu mai vremurile sunt prea complicate. Măi, Mădălin, măi, Mădălin. Uite, ieri sunt primul singur din România care a spus asta. Este un studiu CoFace. Așa? Din care, la nivel european. Așa? Care se reiese. Cine l-a plătit? Niciodată, mai puțin, niciodată nivelul de nemulțumire socială nu a fost atât de mare. Da, ca acum în toată Europa. Da, pentru că Ursula și avertizează că de aici pot începe niște mișcări, sunt niște răscoale. Și vede. Răscoale, niște Mădălin, le-au dat englezii. Doamna profesoară, le-au dat englezii Nigel Farage, domnule, le-au dat englezii semnale ăstora de la Bruxelles. Bă, ieșim. Râdeau ca idioți. Și când au ieșit, A ținut să nu-i plângem pe englezi, că de la Magna Carta le merge bine, de vreo 800 de ani. Acrement, acu' e decrement. Nu o să se strice acum. Dom'le, discursul lor de la revedere, v-am venit aici și v-am făcut atenți și v-am spus că ne pierdeți și ați râs de mine. Iar râdeți și acum. Nu interesează, dom'le. Ei vor două mandate, lovele, pensii și salut. Nu, ați văzut Franța? Ați văzut Franța? La ce vă referiți? Ultimele sondaje. Marine Le Pen nu intră în turul 2 și dreapta franceză, generalul. Generalii, da. Sunt pe val. Deci, păi, după vestele galbene, vezi, până la urmă a avut efect. Deci Macron lui Roy le-a zis că și aici se zice în Franța, după ce și-a sărbătorit ziua. Asta din cauza lui nevastă, că e ca o regină. Nu. Și-a sărbătorit primul lucru după ce a fost președinte la Versailles, s-a dus să-și facă ziua de naștere. Un alt fel de Iohannis de-al nostru. Și, un Iohannis de 1,60 m. N-a băgat în seamă, da? Au fost vestele galbene, că a făcut de la 90 la 90 de kilometri pe oră. Da, doamna profesoră, dar aia-s francezi, liniștiți. Eu am fost acolo. Liniștiți-vă, că-s francezi. În sfârșit. Și acum partidul lui la regionale a luat locul 4. Da. Și Marine Le Pen, care e pe partea cealaltă, și nici ea. Deci se deșteaptă lumea. Eu mă mir. Asta vreau să spun. Totdeauna sunt contrasens. Deci au votat cu socialdemocrații. Da. Deci nu, nemții sunt în contratimp. Dar o să vedeți că criza va fi jar. Asta și ăștia. Avem și vreo veste bună, nu? Nu. Da, deci, e o veste bună. Până în 2026. Vestea bună este următoarea, că în momentul de față de astea, toate pertractările astea și toate șovăielile astea jucate, trucate cu formarea unui nou guvern, ăștia așteaptă să vadă cine va fi cancelar în Germania și așteaptă să vadă, să fie sigur că se duce pe topogan Macron. În momentul Macron care, s-a dus. Încă nu e ca românul. Bă, stai să mai vedem, să fim siguri. În momentul în care Macron s-a dus și este la bordură, e în momentul ăla și Cioloș, că da, este de acolo e la bordură, și trotinetiștii se duc și tot la bordură. Da. Toată construcția asta USR. Bun, plus, pe de altă parte, rămâne ce a zis doamna Tătoiuș, care mă fricoșează, pentru că, în general, predicțiile economice sunt corecte. I se zice mama Omida. Până în 2026, criză. 2026. Vai, Doamne ferește. Deci, ce e criza acum? Nici nu vă puteți... O să sară în aer prețurile. Imaginați-vă... Uite, se majorează ratele la creditele imobiliare. Ce? Inflație de două cifre? Inflație de două cifre. Tocmai cresc ratele la creditele imobiliare. Va fi nenorocire. Mădălin, păi dacă energia se scumpește cu 300%, păi toate chestia asta se repercutează. Deja prețul hârtiei s-a dublat. Asta ce înseamnă? Cărți,
Păi da, da, caiete. Gândiți-vă la banii cu care trăiesc românii. Deci gândiți-vă la îngrășăminte, domne... poftim. Pentru anul viitor, îngrășăminte chimice, care e energofag, în structura, da? Prețului, aluminiu, 90% oțel. E energie. Da. Așadar, nu știm, apropo de ce spune Mircea Coșa, începe lupta pentru supraviețuire fiecărui român. Băi, frate, deocamdată da. Oamenii... Individual. Măi, copii, deocamdată oamenii sunt preocupați și ies în stradă să nu mai poarte mască. E bine, mă. Când DNA-ul a arestat lumea iurea, n-aveau nicio apăsare, s-a scumpit energia de 3 ori, n-au nicio apă, bă, păi ei apasă masca. Păi s-o rezolvăm. Și vor să meargă la păcănele și la discotecă. Domnule, atunci de ce ne facem noi probleme dacă problema poporului e masca? Hai mă să vorbim de mască. Lăsați naibii scumpiri, lăsați naibii crize, lăsați naibii foamete, lăsați naibii medicamente. Domnule, pe oameni nu-i interesează. Eu vorbesc de scumpirea la energie din iunie. Da, da, știu. Da. Și nimeni nu m-a băgat în seamă. V-am zis că o să fim 4.000 de cazuri. Am vorbit asta înainte de vacanță, este adevărat. Da. Domnule, și oamenii, nu mă crede. Domnule, dacă... Și eu vă spun acum, martie 2022 o să fie bum! Da, o să fie jale. Domnule, dar oamenii nu-s preocupați. Ar fi trebuit să fie în stradă, nu? Ei sunt în stradă pentru mască. Martie 2022, înțeleg de ce spuneți asta, dar vom vorbi într-o altă ediție, înțeleg. Pentru că acum va fi plafonată povestea până trece iarna. Nu are numai energia. După care, e plafonată da. Sus. Mulțumesc băncile. Foarte mult că ne-ați urmărit, număr foarte mare și astăzi. Mulțumesc pentru prezență, Monica Tăiu, Mirel Curea. Cu drag. Mulțumesc, Gentleman's Corner, pentru ținută. Ne revedem luni de la ora 21. Rămâneți cu... Da, da, mai am. Vin un miroc. Rămâneți cu Metropola TV, numai bine.